momentului. În divorț. Bună ziua și bine ne revedem. Sperăm că și dumneavoastră sunteți la fel de fresh ca noi după petrecerea frumoasă de seară pe care am avut-o. Ne bucurăm tare mult, uite că suntem am ajuns în ultima zi de Filit și mai avem un eveniment aici cu poeți în centru, cu doi poeți care au debutat de curând. Amândoi, Cristina Alexandrescu și Gabriel Cărtărescu. Probabil că îi știți deja, probabil că i-ați citit. Dacă nu, și dacă or să vă placă ce auziți aici, găsiți la standul Cărturești și cărțile lor. Cred că erau la ale amândurora, nu? Cărțile. Perfect. Bine, uite că mă bucură tare mult să fiu în acest establishment cu ei. Pentru că de pe Gabriel l-am cunoscut acum la festival, pe Cristina o știu de o viață, am făcut evenimente împreună de-a lungul timpului, am mers cam la aceleași ședințe de cenacul literar în niște vremuri de mult apuse și noi am așteptat foarte mult Ieșenii, volumul ei de debut, care a apărut anul trecut, da, la Oh My God Poetry, la OMG, cât mai departe de tot ce cunosc. Un volum foarte bine receptat de critică. Am văzut și când ai avut lansarea la Iași, cât de mult l-au așteptat și colegii tăi de aici. Și Gabriel Cărtărescu, cu volumul său Mâine o să fiu fericit, a apărut anul acesta, nu? Da, a apărut anul acesta la editura Carmides. Tot așa, un volum pe care l-am văzut ca o surpriză foarte mare atunci când a apărut. M-a bucurat așa să văd că trendul ăsta de copii de scriitori nu s-a oprit. Știu că am fost în foarte multe situații pus în fața unui... sau mă rog, în situații în care nu m-am simțit neapărat comod din treaba asta, dar o să vorbim în curând și despre. V-aș ruga doar la început să facem câte 5 minute fiecare, ne luăm 5 minute să citiți câteva texte. După aia intrăm în partea de Q&A și mai lăsăm o parte de 5 minute de citit către final. Este ok cu amândoi? Perfect. Bine. Păi, Cristina, dacă dorești să începi. În primul rând, bună ziua! Salutări tuturor! Mă bucur să fiu aici, mai ales că luna asta volumul meu a împlinit un an și e o aniversare super drăguță să sărbătoresc aici cu voi apariția volumului meu de debut. Ceva ce se vede mai bine în mesaje. Las suficient timp să treacă, limitele percepției se extind, iar apoi se micșorează și la fel se întâmplă cu spațiul când găsesc mai multă plăcere în interacțiunile de la distanță. E ceva ce se vede mai bine în mesaje, când orice cuvânt scris mi se corectează automat în durere și oamenii devin mai empatici. E nevoie să repeți de câteva ori pentru ca un cuvânt să intre în memoria telefonului, e nevoie să simți de câteva ori pentru ca memoria corpului să accepte. Ce ușor pierzi controlul când n-ai nimic serios de făcut. Vrei două joburi plus ceva cursuri de formare, epuizarea ca fericirea să-ți dea un head rush și să te liniștești. Vrei să ajungi acasă rupt și înainte de culcare să citești despre accidente grave, schimbări climatice? Vrei pe cineva lângă care ești confortabil să mori la sfârșitul lumii și lângă care poți dormi până atunci? Dorm fără pauză zile, până ce corpul meu nu mai seamănă cu mine, am oase mai dense și pot să jur, într-un punct simt gravitația făcându-și treaba. Pentru că doar fizica are forța să explice în cozi în care nu m-am dat jos din pat, pentru că doar o boală fizică ar motiva o absență la job. S-a întâmplat să cer ajutor, într-un ultim gest de rebeliune, să simt cum încalc indicații.
Știu tot ce trebuie să fac, dar nimic despre cum să fac să mă mișc. În minte, lucrurile n-au formă, doar înregistrări și asocieri nepotrivite. Spun iubire și mă strânge în spate, un copil cu vânătăile la vedere. În minte, lucrurile n-au formă. Când ți-am zis te iubesc, am crezut că o să faci ca toți dracii, iar când ai făcut, am înțeles reciprocitate. În minte, lucrurile n-au formă. Să spun că mi-amintesc cum arăți, înseamnă să închid ochii și să aștept ca undeva să înceapă să crape ceva. Mulțumesc! Bună ziua! Este o mare onoare și bucurie pentru mine să fiu aici astăzi și vă mulțumesc că ați venit la acest eveniment. Cerc drept. Când eram mic, credeam că anii se repetă. Îmi amintesc de zilele când învățam ce este lumea. Oare cum arată golul din mintea noastră de când ne naștem? Dacă mă gândesc destul, pot să mi-l amintesc? Știu doar că nu o să mai fie un 2007 prea curând, știu doar că mi-e frică, știu doar că la comandă pot atinge o stare conștientă, dar conștiința asta extremă mă sperie și mă gândesc la altceva. Când am fost conștient prima oară? Când voi fi ultima oară? Mi-aș dori o minte mai bună, să pot înțelege mai multe lucruri, să scap, să plec undeva. Albastru. Cerul era o mâzgă încă nedespărțită de tot. Înăuntru se afla o fată care ei se vedea doar conturul. Liniile ei se mișcau separat unele de altele. Când mergea, culoarea ei neclară îi rămânea pentru câteva secunde în spate. Îi se vedea conturul pur, un contur atât de pur încât exista siguranță. S-a spus, hei, iar fata, în timp ce culoarea urmărea, s-a oprit să se uite la univers. În oglinda de sub ea se reflecta ce se găsea pe partea opusă. Universul era scorpionii de sub oglindă, universul era scobitoarele vechi de pe pereți, universul era temperaturi, nu doar înalte sau scăzute, ci și grase sau slabe. Numai fata era o colecție de linii în spațiul tridimensional și niște culori mai lente care nu erau universul. Ce este? A întrebat universul legat de linii. Culorile au ajuns la fata acum transparentă, dar plină de lumină. Avea un păr lung și un pic albastru. Scorpionii de sub oglindă nu aveau părul albastru. Eu, care mă puteam brusc identifica separat de altceva, m-am strâns într-o minge de mărimea fetei. Mi-am pus cele trei dimensiuni și am simțit-o pe a patra. Dar fata avea propriile dimensiuni. Fata și-a aranjat conturile într-o sferă și m-a înghițit. Universul are părul albastru. Cu tine vorbesc. M-am hotărât să mă hotărăsc ceva, dar nu sunt sigur ce. Îmi amintesc un vis pe care l-am avut acum câteva săptămâni, în care realitatea era mai reală și mi-a plăcut. Lumea mea e mai frumoasă ca niciodată. Mă bucur. Nu sunt de acord în niciun fel. Lumea mea e privată, din exterior pare mică și goală. Sunt atât de fericit cât îmi permit, emoțiile îmi sunt blocate, doar când îmi vine foarte tare să merg la baie. Mi-e dor să mă cert pentru o ascuțitoare, mă bucur că dacă va citi ceva, asta nu-l va interesa. Ce crezi, cititorule, sunt doar un text, o perspectivă învechită și limitată? Ai dreptate, cel mai probabil am ori prea mult suflet și prea puțin creier, ori prea mult creier și prea puțină realitate. De ce aș fi luat în seamă? Poartă-te ca atare, n-ai decât să treci la următorul text. Mulțumesc! Uite, mă bucur că sunteți amândoi proaspăt butanți, pentru că întrebarea asta cred că va fi mănușă pentru amândoi. Și nu știu dacă, cred că nici în cazul tău nu știu sau nu am un răspuns la această întrebare, dar vreau să vă întreb, cum v-ați apucat voi de scris? Când și în ce circumstanțe? Cred că prima oară când am scris ceva, sau cel puțin primul lucru pe care mi-l amintesc că l-am scris, a fost la o oră de română din clasa a doua, când ne-a dat o temă profesoara să scriem o poezie. Și
Îmi amintesc că instantaneu mi-a plăcut extrem de mult să găsesc rime, ceea ce nu sunt prezente în acest volum, doar că îmi plăcea foarte mult când eram mic să fac poezii rimate. Și încă mi-amintesc poezia pe de rost, dar nu o să o spun. Și da, profesoara m-a certat pentru că trebuia să începem cu frunză verde și eu n-am făcut asta. Și nu i-a plăcut poezia mea, dar în opinia mea nu avea dreptate. Și da, apoi am descoperit că îmi place să scriu și proză mai târziu. Am ajuns la taberele de creație de la Artur pentru că am intrat în antologiile de acolo și acolo mi-am scris primele texte și mai târziu am descoperit că îmi place să scriu în stilul ăsta foarte mult. Uite, profesora ta, dacă se uite acum, să vadă cine râde la urmă. Cristina? Și eu tot în clasa a doua am scris, probabil pentru că abia începusem să scriu, adică abia ce învățasem să scriu, așa că mi-am folosit chestia asta și pentru poezie. Eu am început să scriu poezie pentru că fratele meu mai mare scria poezie, iar eu copiam absolut tot ce făcea el. Și cumva am ajuns să debutez înaintea lui. Râd eu la urmă, nu? Cu siguranță. Dar uite că un scriitor nu se naște scriitor și cred că suntem convinși de asta. Spuneți-mi, vă rog, care ar fi cărțile la formatoare pentru voi, care v-au purtat până în locurile astea două? E o întrebare foarte bună pentru că sunt foarte multe cărți care m-au influențat foarte mult. Majoritatea, cred, cărțile de copii pe care am citit când eram copil. Pentru că mi-amintesc lucruri pe care nu prea le-am mai pățit după. Au fost câteva cărți pe care pur și simplu le-am citit de la început până la final non-stop. Chiar unele pe care mi-amintesc că le citeam când mergeam cu ai mei, cu mașina, mai multe ore și mi-amintesc chiar că era complet întuneric și nu vedeam nimic și tot mă chinuiam să le citesc. Cred că atunci citeam Huckleberry Finn pe întuneric complet. Dar cred că cartea mea preferată din copilărie a fost probabil Povestea fără sfârșit. O citeam împreună cu o colegă la școală, o citeam în același timp și eram amândoi extrem de pasionați de ea. Dar acum nici nu mai știu exact despre ce e vorba. Nu mai țin minte foarte bine. Eu n-am început, bineînțeles, cu poezia. N-am citit poezie dintotdeauna. Eu vin din Vaslui, Negrești Vaslui, dintr-un sat de pe lângă Negrești Vaslui. Și acolo accesul la cărți al copiilor și nu numai e foarte restrâns. Împreună cu același frate despre care vă povesteam, am făcut rost cumva de un exemplar din Legendele Olimpului, de Alexandru Mitru, primul volum, și pentru că și situația financiară era destul de strâmtorată și nu aveam jucării, am început să copiem desenele din carte și să ne jucăm cu ele ca și când ar fi fost niște păpuși. Iar pentru mine cartea asta are o însemnătate imensă, chiar dacă știu că e poate banală pentru mulți, e Legendele Olimpului. Dar pentru mine chiar, nu știu, a făcut diferența și cumva m-a și inspirat să caut mai departe. Am continuat cu Harry Potter, pentru că orice copil își dorea să facă asta, iar când au ajuns exemplarele și în satul de pe lângă Negrești Vaslui, le-am citit pe nerăsuflate. Aș spune că asta. Poate sunt copii pe aici și poate se regăsesc cumva în poveste. Uite că asta mă duce direct la o altă întrebare pe care vreau să ți-o adresez. Știu că tu ai lucrat o perioadă destul de îndelungată ca librar și uite că bănuiesc că ăsta poate fi și un răspuns pentru că n-ai avut cărțile atunci când a fost nevoie, le-ai avut după când ai lucrat în librărie. Dar uite cum simte un scriitor lucruri în librărie? Pentru că trebuie să fie o perioadă foarte interesantă. Eu te țin minte de când lucrai acolo și, bine, pe lângă
foarte puțini oameni care căutam poezie, pentru care mă aflam și eu. Oamenii erau destul de, hai să zicem, diversi. Cum ai simțit perioada aia când ai lucrat în librărie ca scriitor, fiind un scriitor aspirant? E o întrebare destul de grea, pentru că eu cumva am căutat tot timpul să mă mențin în apropierea cărților imediat ce le-am descoperit. Așa că atunci când am fost nevoită să renunț la studii pentru o perioadă, pentru a mă putea întreține financiar, m-am angajat la librărie, pentru că era un job foarte accesibil, la îndemână, cu program destul de flexibil. Am ajuns acolo și mi s-a demontat cumva ideea asta super fantezistă care exista asupra librarilor și a lucrului cu cărțile. Toată lumea care a aflat că m-am angajat la Cărturești îmi spunea că, mamă, trebuie să ai tot timpul din lume, cred că citești atât de multe cărți, nu? Realitatea este diferită, jobul implică destul de multe lucruri administrative care te țin departe de citit, dar sunt și lucruri superbe care fac chestia asta să te țină cumva acolo. De exemplu, eu începusem să scriu, fusesem invitată la Festivalul Poeziei la Bistrița, cred că prin 2015, și unul dintre momentele pe care le povestesc absolut peste tot pe unde merg, pentru că chiar mi-a rămas întipărit în minte și a fost așa super emoționant pentru cineva care visa să publice la un moment dat. Știu că era grupul Alecart, ei se pregăteau, își făceau temele pentru Festivalul Poeziei la Bistrița și într-una din zile, când lucram în tură la Cărturești, ca librar, acum lucrez în marketing tot pentru ei, a venit o fată la librărie și l-a întrebat pe colegul meu, care stătea fix în stânga mea, dacă are un volum de poezii de Cristina Alexandrescu. Reacția mea a fost amuzantă, am luat-o la fugă prin librărie. Era, nu știu dacă de fericire sau de rușine sau ce am simțit mai exact atunci. M-a emoționat mult să văd că cineva întreabă de volumul meu de poezie care nici măcar nu a apăruse pe atunci. Sper că acum nu mai faci la fel când întreabă oamenii de cărțile tale. Și uite, asta mă duce foarte ușor la o altă întrebare. Cum vă împăcați sau v-ați împăcat cu ideea de a fi scriitori publicați? Păi, m-am bucurat odată ce a fost publicată cartea. Inițial nici nu voiam să o public, dar până la urmă chiar este o senzație plăcută să ai un volum publicat, mai ales dacă chiar îți place. Și eu am fugit mult de debut. Au fost câteva edituri care au încercat să mă convingă că momentul pentru debut era prin 2015, când începusem eu să mă mișc în sfera literară. Nu m-a convins niciunul, pentru că mi-era foarte frică exact de lucrul pe care îl fac acum, respectiv să vin în fața voastră, să vorbesc despre propria carte. Mi se părea foarte copleșitor tot efortul ăsta pe care trebuie să-l facă un autor pentru a-și susține propria cauză. Când a apărut volumul, omul de marketing din mine a început să iasă la suprafață și cred că am făcut o treabă foarte bună. Adică cartea a fost destul de vizibilă, nu știu. Mi-a plăcut să fac asta. Nu-mi place să vorbesc despre mine prea mult, dar să vorbesc despre cartea mea îmi face o deosebită plăcere. Și totuși, ce e mai ușor, să fii invitat sau moderator? Că noi am făcut o serie de evenimente reflector în care puneam față în față un scriitor debutat și un scriitor nedebutat și noi am avut șansa să moderăm împreună serie de evenimente. Acum ești invitat. Trebuie să recunosc că, deși eram paralizată de emoții și în ipostaza de moderator, mi-era mult mai ușor acolo, pentru că mi se părea că, deși era o responsabilitate ca evenimentul să iasă bine, nu trebuia să am o responsabilitate față de ceea ce spun
copleșită de emoții, pentru că nu eram eu sub reflector, erau scriitorii care ne erau invitați. Atunci hai că nu vreau să te pun într-o ipostază foarte, foarte complicată și o las mai pentru final. Gabriel, uite, am o întrebare pentru tine. Noi doi avem parte de un, să zicem, oarecare destin literar cumva asemănător, pentru că avem părinți scriitori și tot timpul sunt niște așteptări acolo care, na, involuntar apar de la toți cei care ajung să ne citească. Cât de mult te-a influențat lucrul ăsta în devenirea ta ca scriitor și cum reușești să te individualizezi și să nu rămâi în umbra părinților? Presupun că eu când mă gândeam prima oară să public ceva, mă gândeam că dacă aș face-o vreodată, aș folosi oricum un pseudonim, ceea ce n-am mai făcut până la urmă. Presupun că m-a ajutat și faptul că încă nu am citit ce au scris părinții mei, așa că nu pot să scriu asemănător cu ei. Da, nu știu, nu simt mare presiune pentru că părinții mei scriu, pentru că știu că probabil scriu foarte diferit decât ei oricum și știu că ce am scris a venit direct din mine, adică ce am scris aici nu este niciun fel artificial, am scris fix ce simțeam pe moment și da. E ciudat asta când citesc ce scriu părinții tăi, pentru că și eu mă pusesem la un moment dat, am zis că băi, nu o să citesc neapărat ce scrie taică-meu pentru că nu vreau să fiu influențat și după ce am citit, i-am spus niște lucruri care nu mi-au plăcut mie și nici lui nu cred că i-au plăcut. Cărțile astea au circulat foarte mult pe net, am văzut foarte multe articole, am văzut foarte multe recenzii la... în cazul amândurora, și foarte multe texte publicate pe diverse platforme. Și inevitabil de ambele părți am văzut că exista și parte de hate, că na, internetul produce cât poate de multe și astfel de evenimente. Cum manageriați partea asta de hate, că e peste tot? Cumva eu tot timpul m-am poziționat sau dacă nu m-am poziționat am fost nevoită să o fac ca un underdog în poezia românească pentru că veneam de unde veneam, nu aveam cunoștințe în mediul ăsta, mi-a fost foarte greu să mă integrez, încă îmi e și aici am un struggle foarte intens legat de cum să interacționez cu ceilalți scriitori, chiar dacă prin prisma jobului pe care l-am acum, teoretic, ar trebui să știu să îmi gestionez emoțiile. Am primit hate încă de la început, cred că de la prima mea prezență la un cenaclu literar și eram obișnuită cumva să nu fiu văzută ca scriitoare, nu știu, îmi asumasem cumva poziția asta. Să nu fi luată în serios, zici? Acum, însă, legat de hate, nu știu dacă Gabriel pățește, nu știu dacă el își urmărește activitatea pe Goodreads. Se face asta? Da. La început, în primele luni după apariția volumului, intram obsesiv pe Goodreads și îmi făceam rău singură, uitându-mă la recenziile de ostea pe care le primeam acolo și care erau foarte vehemente, care spuneau lucruri de parcă ar fi cunoscut și persoana din spate. Mă rog, acum cred că gestionez mai bine în sensul în care mi-am domolit această nevoie de a fi în permanent în control cumva al recenziilor care apar acolo. Recenzii în reviste nu am văzut să fie negative, adică au fost lucruri care mi s-au reproșat, dar nu ca pe Goodreads. Așa că nu știu. Cred că sunt mai ok acum. A fost greu la început. Am văzut și eu la un moment dat. Eu cred că am căutat doar de vreo două ori recenziile la cartea mea. Și atunci am văzut
doar negative, adică era o singură recenzie pe nu știu ce website și era cineva care părea că spunea sincer că sunt foarte neautentic sau ceva, dar sincer pe mine nu mă interesează absolut deloc, pentru că până la urmă publicul căruia este destinat cartea asta este cel căruia i-ar plăcea cartea asta. Până la urmă oamenii sunt foarte diferiți și clar orice carte pe care ai scrie-o n-ar rezona cu o tonă de oameni. Și atunci, nu știu, mă interesează doar cele pozitive, adică desigur că dacă cineva îmi critică cartea într-un mod constructiv, atunci aș asculta ce are de spus, dar nu știu, nu mă afectează hate-ul în sensul că să mă simt prost, pentru că știu că există oricum mulți oameni cărora le place această carte și până la urmă ce mai important e să-mi placă mie, că toate textele le-am scris pentru mine inițial. Deci, da. Într-o emisiune de la DigiSport de curând, Cornel Dinu spunea că îi recomanda unui fotbalist din Liga 1 din România să nu ia critici de la oameni de la care nu ar lua sfaturi. Și am râs atunci și după aia, 5 minute mai târziu, mi-am dat seama că pentru o emisiune sportivă era destul de meaningful tot mesajul. Uite că ziceai tu de cenaclu. Nu era cumva mai cinstită ideea asta de, n-aș pune neapărat hate, dar de critică, de... și nu era neapărat ceva violent, dar era, să zicem, critica de la cenaclu, pentru că tu știu că ai fost, sau mă rog, mergeam destul de des la cenaclu aici în Iași când era. Gabriel, asta este o întrebare care te va viza și pe tine, pentru că nu știu dacă tu ai participat la ședințe de cenaclu literal la un moment dat, vreodată? Eu fac parte din grupul literar Liternauții, care este un fel de cenaclu literar unde citim foarte multe poezii și apoi scriem la final 20 de minute ce vrem noi și toate textele mele au fost scrise în acele 20 de minute, o dată pe săptămână, cândva din 2021 până în 2022, cred. Și e un grup deschis, că uite, suntem și live acum, probabil ne urmăresc foarte mulți tineri, probabil care vor să scrie, care vor să apară și ei la un moment dat în câțiva ani, poate pe scena asta. Cum pot accesa internet sau cum pot intra într-o astfel de grup? Nu știu, presupun că trebuie să o contacteze pe coordonatoarea Ioana Nicolae dar sunt deja destul de mulți și nu e timp infinit pentru că este și ținut pe Zoom și e mai complicat cu multe persoane așa. Dar cine știe, poate vor mai fi oameni noi. Uite că nouă ne simt că ne lipsește partea de cenaclu și de atelier din Iași, de atelier literar și mă uit la tine, Cătălin, pentru că tu ai fost omul care a ținut steagul sus cel mai mult timp și îl ții în continuare foarte bine, dar uite, mie mi-ar face foarte mare plăcere să mai particip la întâlniri dacă mai facem sau mai faci și face-to-face. Nu, uite, pornind de la ideea asta de cenaclu, uite că noi, țin minte că noi am trăit asta, că ne întâlneam la ședințele alea și tot timpul ieșeau scântei la final. Dar era cumva mai cinstită partea asta în care oamenii veneau și îți spuneau în față acolo decât să duc acasă, să fie foarte prietenoși cu tine, să duc acasă și după aceea să scrie un wall of text de ăla fără semne de punctuație și fără nimic în care să te facă în toate felurile. Tu ai amintiri frumoase de la cenaclurile sau de la ședințele de cenaclu la care participam, că nu prea, nici eu nu le mai țin minte pe alea fără conflict. Exact. Și eu mi-aduc aminte de cenaclu ca fiind acest context super conflictual, pentru că existau mereu două tabere, venea scriitorul și citea, se vulnerabiliza în fața oamenilor și apoi asculta laude pe de-o parte și era tot timpul echipa de hateri care se poziționau foarte vehement la adresa și a poetului și a textelor pe care le scria. Eu am frecventat cenaclul junimea. Da.
Eu nu l-am prins foarte mult. Da. La junimea lucrurile se mai îmblânziseră. La 0 plus cred că era hate-ul mare. Acolo veneau oamenii înarmați și gata să te taie dacă cumva îndrăzneai să faci un vers mult prea lung și să spui lucruri prea personale. Sunt amintiri plăcute în sensul în care eu chiar veneam acolo să învăț. Nu știu dacă cineva cu o formare, nu știu, cineva mai sensibil ar fi putut face față. Adică știu persoane care au venit, au citit, au fost demontați și au renunțat la scris. Nu știu dacă asta e neapărat, nu știu, nu-i genul de feedback de care un tânăr cred că are nevoie. Adică sigur, poți primi critică și asta să te ajute să progresezi, dar trebuie, cred, e necesară o atenție foarte mare la felul în care livrezi acea critică. Bine, au fost și foarte mulți și probabil că, da, nu prea mă uitam prin sală să văd dacă mai sunt oameni din acele vremuri, le mai țin minte, care au venit, au fost demontați și they bounced back. În 2-3 săptămâni au venit cu niște texte uluitoare, cumva au preluat toate informațiile de acolo și au început să scrie cumva. Mă rog, nu era neapărat un tipar, dar cumva au scris niște texte mai complexe care au lovit foarte bine după când au venit. Ce tineri poeți din generația voastră vă plac? Și cum vă reportați la generația poetică din care faceți parte? Acum, eu, sincer, cred că majoritatea poeziilor pe care le-am auzit din poeți din generația mea au fost în acest grup literar la Liternauții și de multe ori nu am fost atent la autor, dar poeziile îmi plac, adică mi se pare că chiar aduce ceva nou generația asta față de cele trecute, cum e fiecare generație de fapt. Nu știu, de exemplu, o poetă care îmi place mult este chiar aici în sală, Teodora Leon. Și da, scrie foarte bine și sunt mulți, nu știu. Evident că eu sunt cumva într-o generație diferită de a ta și da. Da. Cred că printre poetele mele favorite din generația mea sunt Raluca Boanto. E o poetă la fel tânără care scrie foarte bine, inclusiv mesajele de la ea sunt niște mici poezii, adică tot ce vine scris de la ea mi se pare că are puțină poezie. Cătălina Stanislav, Anastasia Gavrilovici. Ar trebui probabil să zic și un nume de bărbat, dar nu-mi vine în minte. Acum, pentru că tot ne întoarcem puțin la volumele de debut, care ar fi cele mai frecvente capcane în care poate cădea un debutant? Pe care le vedeți voi? A nu debuta, poate? nu știu. Poate să nu fie suficient de atent la cu ce debutează, adică să se asigure înainte să debuteze că chiar îi place ce a scris și că consideră că le-ar plăcea și altora. Nu știu. Cred că există o capcană și în a citi foarte mulți poeți din aceeași generație cu tine, pentru că inevitabil te lași influențat de ceea ce citești. Iar o altă capcană, cred că e obsesia asta de a avea textul perfect. Știu mulți oameni care lucrează pe texte obsesiv. Eu sunt o persoană mai spontană în ceea ce scriu, în sensul în care
spontană e impropriu spus, pentru că la mine textul se formează în cap, îl țin acolo mult și bine și abia când are o formă ok acolo și editat suficient, se transpune și pe foaie. Da, nu știu, știu oameni care își editează textele la sânge, stau mai mult pe editare decât pe scrisul propriu-zis și mi se pare că chestia asta inhibă munca creativă, de fapt. Ce muzică vă ajută cel mai mult când scrieți? Știu că tu ești pasionat de tehnică audio. Cristina, tu ai curatoriat niște playlist-uri foarte, foarte drăguțe în Cărturești. Ce muzici vă... Știu că sună clișeic, dar ascult muzică foarte diversă. Nu am un gen anume. Poate așa predominant ar fi indie rock, dar nu pot să mă limitez doar la atât. E o formație pe care am descoperit-o în urmă cu 3 ani, Tamino, nu știu dacă ascultă cineva de pe aici, dacă v-ați ascultat, știți că are versuri amazing. Eu ascult muzica pentru versuri și cred că ăsta e genul de muzică care mă inspiră cel mai mult, cel care are versuri pe care le poți citi ca pe o poezie. Cred că cel mai mult pentru a-mi forma genul de gândire pe care l-am folosit pentru a scrie acest volum m-a ajutat muzica mai psihedelică, așa cum ar fi Beatles sau MGMT sau diverse bande de genul ăsta și nu știu, cred că m-a ajutat foarte mult și un gen de muzică care nu știu exact cum s-ar numi, dar un exemplu de melodie care a devenit destul de populară e Just a Burning Memory, un fel de muzică care te face extrem de nostalgic pentru lucruri pe care nici măcar nu le-ai trăit, într-un fel. Nu știu, genul ăsta de muzică în general. Bun, eu mai am întrebări pentru voi, dar cred că ar fi momentul, uite, să vedem și din sală dacă sunt întrebări pentru voi, pentru că... Pot să merg cu microfonul? Salut, eu am mai degrabă o curiozitate, sau mă rog, poate fi și întrebare. Care credeți că este aportul capitalului de imagine avut, dobândit sau tranzacționat în receptarea unei cărți? A propriei cărți, a colegilor de generație? Mie mi se pare că ai pus punctul pe I, mai ales pentru că eu m-am ocupat foarte mult de crearea unei imagini pentru volum, pentru că numele meu nu zicea prea multe lumii, așa că m-am ocupat de marketing pentru volum și nu știu dacă pot spune că asta ajută la capitalul de imagine în vreun fel, habar n-am, dar știu sigur că contează, pentru că, așa cum se zicea și în discuția de mai devreme, cred că Eli Bădică spunea că e până la urmă și cartea e un produs, așa că trebuie să-l tratăm și pe el și să facem tot ce ține de noi ca el să fie receptat ca un produs de către oameni, să fie consumat ulterior. Nu știu. E foarte important. Nu știu să explic exact cum și mecanismele din spate, dar știu foarte bine că e important. Eu nu știu dacă am înțeles foarte clar întrebarea. Ai putea să o repeți? Întrebarea aș putea să o repet. Întrebarea suna așa, care credeți că este aportul capitalului de imagine avut, dobândit sau tranzacționat în receptarea unei cărți? Adică, să spunem, ești o persoană cunoscută și la un moment dat, nu știu, ești un influencer și la un moment dat scoți o carte. Cât de mult contează faptul că ești deja vizibil sau ești persoană publică sau ai o legătură cu o persoană publică în a fi citită cartea, cumpărată, receptată?
Cred că contează foarte mult dacă aș fi publicat această carte cum voiam inițial, cu pseudonim, cred că ar fi fost mult mai puțin populară, cel mai probabil, sau ar fi devenit, ar fi durat mult mai mult să devină populară. Și cred că ajută foarte mult să fii deja vizibil sau să ai legături cu persoane vizibile, pentru că automat mult mai multă lume o să îți ofere atenție din prima. Alte întrebări? Cătălin? Mulțumesc. Bună ziua. De citit poți citi practic oriunde, dar descris care e locul unde practic vă vin ideile când scrieți? Adică birou, nu știu, un loc relaxant pentru dumneavoastră? Eu am scris tot ce am scris la birou, cred, și am scris totul spontan pe moment. Deci da, toate ideile mi-au venit la birou. Pe mine mă apucă inspirația când merg. Merg foarte mult pe jos, îmi place să fac plimbări super lungi, iar de când m-am mutat în București, slavă Domnului, există suficient spațiu pentru promenadă. Nu știu, mintea mea e formată să o surprindă instantanee și le procesează în timp ce merge spre birou, de exemplu. Descris, se scriu când apuc sau le pun în notes pe telefon și le transcriu apoi. Alte întrebări? Nu? Nu. Bine. Cărțile voastre sunt destul de bine delimitate. Cartea ta, Cristina, este o curgere foarte frumoasă, este un trip extraordinar care se termină cu câteva dintre, cred că două sau trei dintre poemele pe care eu le-am găsit cele mai emoționante scrise în ultimii ani și m-au făcut să mi se strângă pielea pe mine de fiecare dată când le-am citit. Și la tine, Gabriel, la fel, textele tale arată ca niște tablouri foarte bine definite și vreau să vă întreb cât de mult mai avem nevoie de experiment literar în România anului 2023. Cât de mult și voi, dacă experimentați cu alte formule, cu alte genuri. Uite, tu ai spus că ai scris sau că scrii și proză. Eu cred că experimentarea este mereu un lucru foarte bun, pentru că dacă nu am face asta, toate textele ar ajunge foarte asemănătoare între ele până la urmă. Și cred că este foarte important să aducem mereu lucruri noi la ceea ce scriem. Sau cred până la urmă și că dacă lumea ar scrie totul mai sincer, fără să editeze foarte mult textele, sau fără să se gândească prea mult, dacă le-ar scrie mai natural, cred că automat am avea mult mai multă experimentare într-un fel, pentru că toți suntem diferiți și toți avem ceva destul de unic de spus și poate dacă nu ne-am străduit atât de mult să intrăm într-un standard sau să fim ca alții sau dintr-o anumită categorie, poate am avea o varietate mai mare de poezie sau... Eu, evident, sunt de partea experimentului. Știi că și noi la Reflector aveam o secțiune în cadrul evenimentului în care provocam scriitori invitați să colaboreze, să facă un featuring pentru un text, un poem. Am făcut și eu asta recent. Am colaborat cu Andrada Strugaru, o poetă minunată de aici, din Iași, cu care cumva relaționez foarte bine în scris. Și... da, mi se pare că e important experimentul și cred că colecția asta de la OMG Publishing
nu cartea mea, cartea mea nu e experimentală, dar cărțile care au ieșit înainte și după volumul meu, mi se pare că se înscriu foarte bine în genul ăsta, sub genul ăsta literar din poezie. Da, chiar sunt foarte multe volume care fix în jurul experimentului gravitează. Da, e chiar o colecție pe care am văzut că foarte mulți o apreciază și o apreciază și din cauza faptului că uneori poți lua cărți și poți să nu-ți placă, dar apreciezi faptul că au încercat altceva. Poate nu rezonezi tu, dar apreciezi partea aceasta. Bine, păi atunci hai să mai citiți voi niște texte și îți spun dinainte, pentru că trebuie să te pregătesc pentru asta. Ai spus că îți place mai mult să fii în postura de moderator, deci după ce vezi citit, te voi ruga să-i adresezi o întrebare lui Gabriel, ca și cum ai fi moderator al acestui eveniment. Patinatoarele. Am o muzică în cap, dar nu vă pot transmite. Patinează la mine pe parchet niște oameni mici, cât cărțile de pe rafturi, chiar mai mici, dansează, cad, se joacă. Un sentiment de clipă frumoasă, care chiar se întâmplă. O clipă pe care o ții în brațe, în care te scufunzi, pe care o simți și o iubești, știind că e numai o clipă. Și nici măcar din prezent, prezentul fiind la un an și câteva luni mai târziu. S-a lăsat întunericul. Fetele continuă să patineze pe parchetul prăfuit din camera mea. Gândurile încep să patineze și ele, zboară, se lovesc haotic de televizorul meu, pereții mei, papucii mei cu unicorni. Sunt ca radiațiile gamma, împătrund pielea. Azi sunt leneș și obosit. Începe o ninsoare, fulgim cad pe parchet. Patinatoarele care au dat totul sunt și ele obosite și leneșe. De ceva timp tot ninge, ele sunt îngropate în zăpadă, nori îngheață frumos. Pe geam nu văd nimic. Dacă îmi doresc cu tărie, pot ghici un câmp albastru închis ca un adio. Oamenii stoar fețe în lumea lor, plutind pe acolo, printre flăcări, zâmbete, lovituri în frunte, muzică deranjantă. Mă bate inima. Pe toți ne bate. Poate că e supărată pe noi. Poate că te văd, poate că mă gândesc la tine fără să te cunosc. N-ar fi ceva nou. Nu am instinct competitiv. Poate că te iubesc, poate că ești doar altceva. Camera mea e tristă acum, parchetul e alb. Patul a obosit și s-a dus să se culce pe patul mai mare din dormitorul părinților. Am să citesc și un text mai nebun. Cădeam iar cuvintele din gură. Am un maxilar în piept, niște lucruri. Pieptul meu vrea să înghită, se zbate foarte tare. Pieptul meu e controlat în clipa aceasta, nu e normal, am miere în piept, în piept, în piept. Piept, 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 mănâncă, mușcă, devorează, vânează. Stai calm în nebunia ta și plutește cu viteză. Mai bagă ceva în tine, îmi ard plămânii cu pasiune. Somnul a dispărut din piept. Vai de pieptul meu, dacă aș încerca să stau pe spate cu capul spre cer și picioarele spre o clădire și aș aștepta să cadă o bucată de avion sau ceva pe pieptul meu, poate atunci s-ar schimba ceva. Am încercat să mă fix șurubelnița, dar n-a mers. Poate ar trebui să mă duc să cumpăr una nouă. O iau spre Dedeman. Podeaua, asfaltul, se simte așa bine pe tălpile mele. Zici că patinez printre iarbă și copaci, clădiri pătrate fără detalii. Sunt prea energic, așa că încep să urlu și să râd incontrolabil, smulg iarba cu violență, mi-ondez în gură, sunt în euforie acum. Am sentimentul că eu controlez firele de iarbă, eu le decid soarta, sunt cu totul lipsite de putere în fața mea, sunt Dumnezeul ierbii, puterea mea e absolută, pot să salvez sau să distrug, încep să mă dau cu capul de o piatră râzând, mă simt iubit de univers, iarba nu crede în mine, stă acolo și crește în nesimțire. Plec cu tristețe, ajung la Dedeman unde un cap de cățel cu spume la gură și ochi roșii urlă până nu mai știe de el și se micșorează. Acum e un breloc, îl arunc în canal. Apoi mă gândesc că nu o să-l mai văd niciodată. Încep să tremur de disperare, plâng, transpir, mușchi ard, urechile țiuie. Plus că mi-amintesc o secvență de numere, 1, 2, 4. În clipa următoare încep să râd atât de tare încât sângerez din nați și leșin. Nu o să uit ce am visat în ziua aceea. O prințesă cățel cu o rochie roz și ochi ca de sticlă, locuia în canale, mă ruga să o ajut să se întoarcă acasă.
unde se putea înveli cu ziare călduroase, iar pereții își opteau fel de fel. M-am trezit cu fața udă. Eu nu m-am simțit ca acasă vreodată. Tot ce-mi trebuie un spațiu întunecos unde să aud zgomote și să mă mângâie șobolanii. Tot ce vreau e să aud, te iubesc, poate dintr-un ecou sau dintr-o umbră, și să încep să râd până scuip sânge și să mă dau cu capul de oțeavă din locul acela de acasă. Mulțumesc! Claritatea mă face vulnerabilă. Ți-e frică să dormi, iar singurul lucru la care mă pot gândi e cum rămâneam singură acasă când eram mici și cum odată, când încercam să te adorm, mi-ai ridicat bluza căutând sânul mamei și ne-am speriat amândouă. Nu știu nimic despre liniște, un handicap de care devin conștientă când vreau să-i liniștesc pe ceilalți. Un handicap ca un sân universal care nu vine să ne salveze. Încerc să nu mă gândesc la ce aș face dacă ai începe tu să plângi prima. E una din serile în care conexiunea la net e bună, iar claritatea mă face vulnerabilă. Mă uit la amândouă pe ecranul telefonului, îmi dau seama, dar țin pentru mine. Nu mai e nimeni aici, în afară de noi. Corpurile reflectă lumina. Mi-e frică doar de lucrurile care nu se întâmplă, de corpul tău translucid, prin care lumina ajunge în sfârșit și la mine. Statistic vorbind, momentele în care am supraviețuit sunt mai multe decât cele în care n-am supraviețuit. Vin la tine fără instinctul meu de autoconservare, pentru că mi-e mai frică de gândul că ceva s-ar putea să nu mi se întâmple până la capăt. Vorbește-mi despre putere fără să vorbești despre putere. Confortabil în extenuare, ce greșit să-mi doresc claritatea într-un oraș hologramă în care, dacă te apropii prea mult, siguranța dispare. Și văd de ce corpul meu se confundă cu apa, cum plutește în cadă, oricât de tare apasă fata, cu nevoia ei minimă de control. Dar zilele cu tine au mereu ceva cinematic, Jennifer Lopez și Ben Affleck. Nu mă deranjează că ești mai frumos decât mine în selfie-uri cinematic. Cât suntem în același loc, frumusețea e de partea noastră. Îmi vorbești despre putere fără să vorbești despre putere. Vorbești despre putere vorbind despre mine și asta mă face să plâng. Uită-te la tine, cum mă aperi în fața mea, în timp ce eu am proiectat deja 10 de feluri în care mă puteai abandona. Dar mă ții cu mâna ta lungă și îmi imaginez cum se înfășoară în jurul meu de mai multe ori. Un cocon protector din care văd cum învârți un zipo și sper că pentru mine vrei să arunci totul în aer. Și am și eu un text mai nebun, dar e într-un cu totul alt registru. Cât mai departe de tot ce cunosc. Uite, nu a zis nimeni că e ușor să iubești o femeie obișnuită cu violența. Vin dintr-un loc în care fetele sunt vândute și măritate, tranzacțional. Și nu zic că asta e povestea mea, zic doar că dacă azi refuz să merg la casa în care locuia bunica, e pentru că mă gândesc automat la datoriile părinților de când eram mică și la babele care îmi strigau prin gard că ai mei mă vor vinde să scape de datorii. Nu zice nimeni că trebuie să-ți iubești părinții. Cred doar că trebuie să găsești un motiv pentru care să le mulțumești. Un lucru bun a făcut și tata, cu biletele de adio scrise și lăsate prin casă. Când ajungi mare, trebuie să dai tot să nu ajungi ca el. Iar dacă asta înseamnă că nu ai voie să-ți dorești să mori, atunci nu ai voie să-ți dorești să mori, nici dacă îți dorești să-ți dorești să mori. Nu a zis nimeni că e ușor să fii puternic. Dar sunt câteva lucruri power pe care trebuie să le știi despre mine. De exemplu, faptul că n-am pierdut nicio luptă din clasa 1 când m-a trimis mama să iau pâine și m-am bătut cu un băiat mai mare decât mine care încerca să-mi fure banii. Și am câștigat. Nu zice nimeni că e ușor, dar eu încă țin minte, monedă ușoară dodecagonală de 5.000, strânsă între degete și zgârietura pe care mi-am făcut-o lovindu-l în dinți. Uite... Dacă o femeie crescută din violență cere să o iei în brațe, nu trebuie să pui întrebări. E nevoie de brațe puternice care să țină piesele împreună.
Știi că iau des hanoracul tău greu pe mine, pentru că mă acoperă aproape în întregime și dacă îmi place ceva în ultima vreme e să nu fiu văzută. E mai ușor să-mi imaginez că m-ai băgat în haină și că m-ai dus cât mai departe de tot ce cunosc, dar cât mai aproape de mine. Mulțumesc! Te lăs să-și tragi suflul și dacă nu vrei să pui tu acum întrebarea pentru Gabriel, mai am eu o întrebare pentru el. Dacă tatăl tău ar lua premiul Nobel, cum crezi că s-ar schimba viața ta? Probabil mai mulți oameni... Probabil am devenit cu toții mult mai vizibil din familia mea și nu mi-ar plăcea deloc chestia asta. În rest, nu știu ce să zic. Eu am întrebare pentru tine, pentru că mă interesează în mod direct lucrul ăsta. Cum gestionezi? Cum faci să nu iei razna când vin copii de la cort la tine să facă poze cu tine? Să-ți ceară autografe. Cum te descurci cu lucrul ăsta? Nu știu, înainte aveam emoții uriașe mereu, dar acum nu mai am, pur și simplu, și îmi face plăcere să fac poze și să dau autografe. Bun, mai am doar o singură întrebare eu pentru voi și vreau să vă întreb, ați debutat, volumele sunt aici, v-ați apucat sau ați început să scrieți pentru un ceva ce ar putea fi un viitor volum? Eu am mai scris între timp, doar că m-am simțit foarte lipsit de inspirație în ultimele luni. Nu știu de ce. Acum că mă gândesc, cam după ce m-am lăsat de cafea, am început să mă simt așa. Acum am reapucat, poate o să fie diferit. Dar nu știu, cred că am și avut o perioadă din viața mea în care m-am simțit foarte diferit decât înainte și probabil o să-mi revină inspirația în viitor când o să am lucruri noi de spus. Dar am mai scris texte și unele îmi plac chiar și așa, dacă n-am avut atâta inspirație. Eu recunosc că n-am mai scris. Știu că sunt unii oameni apropiați mie care își doresc și urmarea. N-am mai scris pentru că am simțit nevoia să iau o distanță de la emoțională de la textele din volumul ăsta. Cred că atunci când mă voi reapuca de scris, voi scrie cu totul diferit și asta e puțin scary pentru mine, că dacă a plăcut volumul ăsta unor oameni, e posibil ca următorul să nu le mai placă nici măcar asta. Bun, eu cred că suntem ok. A fost... Poftim? Da. Gabriel, dacă... Uite că și Cristina probabil începe să se obișnuiască și cu calitatea de invitat și probabil... ar vrea și uite, ce întrebare ai avea tu pentru Cristina, colegă, totuși cumva de generație? Nu știu, acum am fost luat un pic prin surprindere. De ce ai crede că dacă ai mai scrie nu le-ar plăcea oamenilor? Adică e destul de clar că ai talent, deci nu știu. Mă gândeam strict din chestia asta, că eu am scris în etape de când mă știu, adică am scris într-un fel la un moment dat, am luat o pauză, când m-am întors am scris cu totul diferit. Și cred că mi-e puțin frică de schimbarea asta, pentru că nici măcar eu nu știu ce va ieși. Și nu știu dacă mi-e frică de părerea mea sau de părerea celorlalți, dar există o frică acolo în spate. Ok, acum cred că suntem ok cu toate. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi.
Mulțumim infinit pentru toate întâlnirile astea. Eu personal doresc să mulțumesc tuturor oamenilor de aici. Cătălin, mulțumesc că ai făcut, că m-ai implicat în toate astea. Mulțumim. Aș vrea și eu să vă mulțumesc din nou. Și cu siguranță cât mai e deschis Cărtureștiul, puteți să le găsiți cărțile. Mai stați puțin, nu după. Perfect, puteți să luați autografele, le găsiți la intrare. O zi frumoasă!